Bun venit la Starea Libertății. Cazul femeii care a murit la urgență la Constanța a atins noi culmi ale absurdului. Știți, ați auzit, iar dacă n-ați auzit, vă spun acum. Femeia de 69 de ani a murit după 16 ore de așteptare, timp în care nu i s-a pus un diagnostic. Singurul diagnostic cu care s-a ales într-un final, din păcate, a fost că e moartă. Iar aici medicii români nu dau greș niciodată. E un diagnostic care le iese cu ochii închiși. Ca să vă faceți o idee, femeia ajunge la urgență la ora 7:30 dimineața, iar rezultatul la computerul tomograf iese la ora 20:30. Ce înseamnă acest timp? Moarte, normal. Și mai înseamnă ceva: atâția medici avem, atâtea computere tomograf, atâta finanțare a sănătății. Hei, dar lasă că dacă o parte din bani va merge la privat, va fi mult mai ok, pentru că oamenii vor avea posibilitatea să opteze, nu? Asta e vrăjeala care ni se vinde în aceste zile. Bineînțeles că este nefiresc să băgăm acum maneaua aia cu aolo, doctorii criminali și alte prostii. În primul rând vorbim de subfinanțare cronică. Sistemul de stat ar trebui dus cu totul la privat, tratat acolo și apoi să se întoarcă la muncă în folosul cetățeanului. Dar n-avem noi bani de privat. Și totuși reacția conducerii spitalului e dezvine să scoți singur creierul. Da, să-l smulgi așa pentru că nu mai ai nevoie. Nu te ajută cu nimic. Nu e în stare să înțeleagă România asta. Medicii afirmă că este curios că pe toată perioada în care a fost ținută în UPU, pacienta a fost pe cod verde, ceea ce înseamnă că era conștientă și echilibrată și dintr-o dată seara starea i s-a agravat. Frate, deci era stabilă, ne-am întors puțin cu spatele și când ne-am întors din nou spre ea, nu mai era stabilă deloc. Da, dar înainte cu două secunde, hai, cinci, bine, hai jumătate de oră, ok, fie, cu 10 ore înainte era ok, domne, era bine, era stabilă. Spunea bancuri, da, râdea un pacient de acolo venit la pansat de era să-i se deschidă operația. Băi, pe bune, poți să nu zici nimic. Domne, nu știm, regretăm că s-a ajuns aici, vom vedea ce s-a întâmplat, facem o anchetă. Dar nu vii cu prosteală de asta. Deci era bine să mor eu, n-avea nimic, schimba rețete cu doamna Pușa, asistenta, și dintr-o dată... Să vă mai amintesc și asta. După ce vine rezultatul de la computerul tomograf, rezultat care arată apă la plămâni și altele, mai trece o oră și ceva, timp în care pe femeie n-o vede nimeni. Apoi moare. Bă, dar era bine, deci n-avea nimic, era ok, sufletul petrecerii, știți ce zic? Și deodată așa, Doamne, ca să vezi cum e viața, domnule. Mai au puțin cei de la spital și vor să ne convingă de faptul că poate a făcut-o intenționat femeia. Da, da, ca să facă rău spitalului, domne, să denigreze. Păi nu fac România asta, femeie rea, nu? E, da, lasă, că mergem la privat. Acolo, dacă stai o oră pe scaun în fund, ți-a venit factura. 600 de lei, paharul din care ai băut. Apa e din partea casei, că suntem drăguți, dar de la al doilea să știți că se taxează. Da, 1000 de lei, 100 de mililitri. Vă zic eu, tratamentul ăsta de la privat îți ia boala cu mâna. Vă aștept de la 10 fix la Starea Nației pe Prima TV.